Din ce în ce mai mulți tineri aleg să plece în străinătate pentru a-și continua studiile, pentru a testa terenul sau pentru a se obișnui cu sistemul de peste hotare, elevii pot pleca în tabere în care îmbină utilul cu plăcutul, învață, dar se și distrează. Tudor are 12 ani și anul trecut a câștigat o tabără de 2 săptămâni în Anglia. Ascot, în Regatul Unit, aici. Un orășel, la vreo 20 de kilometri de Londra. Am avut mai multe excursii, de exemplu, la Londra, în Oxford, în Brighton și la Castelul Windsor. Cred că mă descurc mai bine și cred că am căpătat și câteva cuvinte din limba britanică, nu limba engleză. Ai note mai bune la engleză acum la școală? Da, da. Cum am numai de 10. Ca tascăl, Alina a fost și aplicată în astfel de tabere în străinătate. A învățat de la profesorii englezi, iar acum aplică și ea aceleași tactici la ore. Este foarte importantă și pentru mine ca profesor, în primul rând, pentru că acolo ajungând, e baia de limbă despre care vorbim, este vorba despre profesori nativi. Pentru elevi este foarte important. Vă vorbesc din punctul de vedere și al mămicii. O mare parte a copiilor care au participat în aceste tabere au ales să-și continue studiile în Marea Britanie. De ce? Pentru că le-au deschis pur și simplu apetitul, le-au arătat că există și un alt sistem de educație foarte diferit de cel din România, foarte provocator, care îi pregătește pentru o viață, pentru o carieră de succes. În astfel de tabere, elevii îmbină utilul cu plăcutul, învață, dar se și distrează. În fiecare an, din ce în ce mai mulți tineri aleg să studieze în străinătate, iar printre țările preferate se numără și Marea Britanie.